Bine v-am regăsit. Vin astăzi în fața voastră cu o veste excepțională, cel puțin pentru echipa EC Tim, sunt fând convins că este o veste foarte bună și pentru investitorii noștri, pentru că le va da încredere că ceea ce facem facem bine. Parcurile Citim au ajuns la o producție de 1 gigawatt. Acum, pentru cei sceptici care țipă pe canalele astea de social media că nu vom avea ce face cu energia, că nu vom mai putea produce, că va trebui să desfacem parcurile pe care le am asamblat și așa mai departe, am produs 1 gigawatt și am vândut mai departe un gigavat, l-am injectat în rețea, iar banii care s-au întors, evident, au fost împărțiți la cei peste 400 de investitori pe care îi avem astăzi în cele 8 parcuri deja funcționale, alte 3 parcuri fiind în acest moment în construcție. Ăsta este argumentul suprem că ceea ce facem, facem cu cap, și mai ales facem informat din punct de vedere legislativ, de fapt din toate punctele de vedere tehnic, legislativ, investițional și așa mai departe. Lucrurile din punctul nostru de vedere sunt clare, există cel puțin două categorii de oameni: sunt oamenii care gândesc, care se informează și care iau decizii în consecință, și oamenii care. Din păcate, este o realitate tristă. S-ar putea să-mi spuneți că sunt cini, că sunt arogant, dar asta e realitatea. Uitați-vă pe toate canalele de social media în care eu apar: YouTube, Facebook, TikTok, de TikTok nu vă mai spun, Instagram și citiți comentariile. Toți cei care contestă acest gen de business nu au legătură cu limba română ceea ce indică faptul că, din păcate, n-au prea avut legătură cu școala. Ceea ce ne arată mai departe ca o capacitate de înțelegere redusă, deși eu am toată disponibilitatea să explic modul în care funcționează acest tip de parteneriat, acest tip de business, modul în care funcționează până la urmă piața de energie pe segmentul nostru, mi s-a mai spus, doamne, dai, faci pe atot știutorul. Nu sunt atot știutor, însă mă informez, particip la conferințe, citesc, vorbesc cu oameni care au vechime în acest domeniu și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat capacitatea de a înțelege lucrurile. Prin urmare, cei care contestă au un mare minus arătând faptul că au foarte puțină carte iar oamenii fără carte n-au cum să înțeleagă. Modul în care funcționează o afacere. Îi dăm la o parte, dăm zgomotul de fond în, în, în spate și încercăm să explicăm celor care sunt interesați modul în care funcționăm. Și lucrurile devin extrem de simple. Pentru că drumul nostru este unul singur înainte. Iată, toți pomii aceștia trebuie să rămână în picioare. Natura. Trebuie să avem grijă de ea. De aceea, energia verde, energia fotovoltaică, este energia viitorului. Pentru că și este scris, o să vă și arăt, inclusiv pe acele site-uri, pe acel link unde se vede producția noastră, câți pomi sunt salvați datorită energiei fotovoltaice. Cât dioxid de carbon în cantități de sute și mii de tone nu ajung în aer datorită panourilor fotovoltaice. Și am să explic pentru a mia oară, nu afectăm sectorul agricol. Avem de mâncare, da, nu vom mânca panouri. De cealaltă parte, nici nu ne dorim parcă să mâncăm la lumina lumânării. Avem nevoie de energie, avem nevoie și de mâncare. Aceste lucruri pot merge împreună fără absolut nicio problemă. Avem o capacitate ocupată prin parcurile noastre de 0,4 de 0008% din întreg teritoriul agricol al țării. Numai că și aici deschid din nou o paranteză, am mai explica și vă spun din nou. Noi, deși văzut așa de sus din drone filmat, noi avem parcurile puse pe terenuri care nu au fost agricole, sunt terenuri intravilane. La uh, romanați, am spart acolo săptămâni întregi, am avut picamere și am spart. Acum, într-adevăr, se vede frumos pământ, iarbă, dar acolo era beton. Deci, acolo nu prea uh, cred eu că cineva s-ar fi apucat să spargă betonul și să pună, nu știu, grâu, porumb, roșii, castraveți. Nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Practic, noi facem uh, folosință, aducem un teren care era în pârloagă pe care nimeni nu-l mai folosea, îl aducem și împreună cu terenul, împreună cu voi investitorii, facem un lucru bun pentru noi, pentru omenire, facem un lucru bun pentru natură. Despre asta este vorba. Fac lucrurile astea, da, este un business, trebuie să recunoaștem. Nu suntem societate de binefacere, este un business. Dar businessurile și astea sunt de mai multe categorii. Să te uiți ce lași în urma ta, să vezi ce urmează în fața ta. Noi suntem oamenii care, eu, personal, sunt omul care mă uit ce lasă în urma mea, pentru că am doi copii și vreau ca ei să se bucure de ceea ce lasă tatăl lor în urma lui, prin businessurile pe care le coordonează, căci acesta nu este singurul. Și aici nu vorbesc ce lasă în urma mea din punct de vedere financiar, ci ce lasă în urma mea din punct de vedere al sănătății naturii, pentru că, la rândul lor, copiii mei vreau să trăiască sănătos. Cam despre asta este vorba. La asta se reduce toată această poveste. Și încă o mică precizare legat de temerea că nu vom mai putea introduce curentul rețea că vor veni la un moment dat autoritățile statului și ne vor spune să oprim parcurile. Nu se va întâmpla acest lucru. Suntem în contact continuu și direct cu reglementatorii. Suntem în contact continuu și de direct cu legiuitorii Astfel încât să știm din timp ceea ce se va întâmpla, și să luăm măsurile necesare, astfel încât acest business să fie unul fluent, să fie unul continuu, iar investitorii în aceste, în aceste parcuri să câștige lună de lună. Acum, nu este genul de business la care să ne îmbogățim peste noapte. Am spus-o, o spun și o voi repeta de câte ori este cazul. Eu nu promit îmbogățire peste noapte. Eu promit, pe de o parte, securitate energetică pentru cei care investesc, și, de cealaltă parte, un venit garantat. E un venit mai mare sau mai mic, în funcție de prețul pe care îl are energia electrică. Acel preț negativ pe care televiziunile, în general, de știri ni l arată la televizor, pentru că este spectaculos și face rating. Nu ne privește pe noi. Acel preț negativ apare în anumite momente, pe perioade extrem de scurte, în general în weekenduri, când consumul este mic și producția poate să fie mare. Dar acel consum sau acel preț negativ este, apare în dreptul producătorilor, nu al prosumatorilor prosumatorii au un preț mediu stabilit de opcom în prima zi lucrătoare a lunii pentru luna următoare în funcție de mixul de curent care a fost injectat în rețea în luna anterioară. Deci nu avem probleme nici din acest punct de vedere. Practic, ăsta este un business prin care facem bine naturii, facem bine bugetului, facem bine securității energetice. Dacă, atenție, atenție, dacă îl facem cu cap. Iar noi asta ne dorim. Prin urmare, dacă vreți să faceți parte cumva din această echipă, eu sunt împreună cu partenerul meu, cu Marius, suntem aici să stăm de vorbă cu voi prin mesaje, prin telefoane, prin e mail prin întâlniri, oricând, la orice oră răspund și în weekenduri, în ore evident decente, de luni până vineri, de la 8 la 20, sunt tot timpul pe mail-uri, pe telefoane, pe toate capacitățile astea, toate liniile de comunicare cu voi, tocmai pentru a vă arăta transparența totală în ceea ce privește parteneriatul din businessul cu parcuri fotovoltaice. Vrei să faci parte din această echipă? Avem în acest moment două parcuri. Citim Solar 2, care se află chiar lângă fabrica de frigidere de la Găiești, și avem Solare 1, care se află, așa cum vă spuneam și într-o prezentare anterioară, chiar la malul Mării Negre, într-o zonă plină cu soare. Sunt două parcuri la care puteți acum să investiți. Există o altă temere stelian, inflație, nu știm ce urmează, ai văzut 0,1% creștere economică, Germania, de cealaltă parte, se află într-o situație economică delicată, am văzut că este recesiune, motorul economic al Europei se gripează, se gripează toată Europa, într totul de acord. Ce înseamnă investiția într-un par fotovoltaic? Înseamnă securitate până la urmă. Pentru că investești într-un moment prost când prețurile sunt mici. În momentul în care prețurile vor crește și vor apărea din nou dezvoltatori ca ciupercile după ploaie, vor cre va fi o cerere mare pentru panouri, pentru tot ceea ce înseamnă un parc. Parcul nu înseamnă doar panourile, înseamnă de la mufe, cabluri, invertoare, sistemele de prindere și așa mai departe, și atunci va veni cerere mare, vor crește prețurile acum este un moment bun de investiție pentru că prețurile sunt încă mici, la un nivel, spun eu, accesibil pentru cei care vor să investească și în momentul acesta securizezi viitorul pe o perioadă medie chiar lungă, dacă ținem cont că avem semnate contracte pe 25 de ani. Practic, astăzi plătești și timp de 25 de ani voi primi bani din ceea ce produc panourile noastre. O altă întrebare, domne, că în 25 de ani panourile astea nu vor mai avea o mare valoare. Eu vă spun că în 20 de ani avem o depreciere dată de producător de doar 12%. Avem o depreciere de 0,5% pe an. Dată de producător, atenție! Păi dacă peste 15, peste 20 de ani văd că nu se încadrează acea depreciere, schimbăm panourile. La 20 de ani facem o înlocuire gratuită dacă acei termeni dați în contractul cu furnizorul produsului nu sunt respectați, schimbăm panourile și punem altele noi. Dacă ea se respectați, dar la peste 20 de ani, și asta cu siguranță se va întâmpla, vom avea panouri mult mai eficiente și mult mai eficiente, evident că vom lua, vom lua decizia de reinvestire, de retehnologizare. În timp de 20 de ani, teoretic, ai scos profitul și ți-ai amortizat de două ori suma pe care ai investit-o. Există soluții. Noi suntem cu ochii pe ele. Asta trebuie să înțelegeți. Facem un business responsabil ca să rămână natura curată în urma noastră pentru copiii noștri. Facem un business transparent, din care vedeți în orice moment. Pe uh, site-ul nostru www.energiepentrutoți.ro vedeți parcurile și vedeți în orice moment producția pe care o avem în mod instant, producția la lună. Producția la an, iată, avem și producția pe toată perioada de când am început, de 1 gigawatt. Am produs 1 gigawatt cu toate parcurile noastre, iarăși transparență maximă. Siguranță, pentru că dumneavoastră cumpărați panourile, sunt proprietate, iar ele atâta timp cât produc, înseamnă bani. Bani care se întorc. Investiți mai puțin, este doar o asigurare până la urmă, este, așa cum spuneam, securizare, indiferent care va fi prețul energiei, veți scoate suficienți bani de acolo astfel încât să vă achitați energia acasă pe care o consumați sau aveți o investiție, vă permiteți o investiție mai mare și pe lângă achitarea energiei pe care o consumați la locul propriu, aveți și un venit pasiv. Nu vă doare capul, stați la plajă, mergeți la munte, la schi și în timpul acela panourile produc. Mai mult de atât, este greu să găsești în ziua de astăzi un business mai bun, mai transparent, mai eficient. Prin urmare, încheie aici deja am vorbit 13 minute, îmi propusesem să vorbesc doar câteva minute, dar sunt multe de spus, încerc să explic tuturor celor care au întrebări cât mai pe scurt, să le vorbesc despre temerile pe care le au. Astfel încât să vadă că lucrurile stau cumva diferit. Și aici mă adresez doar celor care vor să audă informație și nu zvon, și celor care evident au capacitatea să filtreze uh, aceste lucruri, informația de zvon, și care au capacitatea să înțeleagă ceea ce uh, spun eu. Tragem linie în cele din urmă. Ecitim Solar 2, un parc excepțional aflat lângă un mare consumator de energie electrică, da? Fabrica de frigidere Arctic din Găiești, și uh, Solar m 1 bine, tot sub umbrela ecitim, evident, parc care se află la Constanța, poate în cea mai însorită zonă a țării, un parc care cu siguranță va aduce bani mulți, mulți ani de acum înainte. Pentru orice întrebări, stelianmuscaluarondgmail.com, pe de-o parte contact arond energie pentru sunt mailurile la care încercăm să răspundem în cel mult și cred că lucrul ăsta poate fi confirmat de toți cei care au scris cel mult 48 de ore. Asta pe de o parte, de cealaltă parte www.energiepentrutoți.ro Intrați, Faceți-vă un cont pe această platformă unde găsiți aproape toate informațiile necesare modului în care funcționează acest tip de parteneriat, pe de-o parte și de cealaltă parte, acolo vedeți parcurile, acolo vedeți în timp real ce producție de energie are fiecare parc în parte. Până la următoarea intervenție, care cu siguranță o să vin cu alte explicații, vă spun la bună vedere și, evident, ¿Sabes? Profita.